Salutare, bine v-am regăsit! Astăzi o să vă prezint câteva lumini de la Bikeforce pe care cei de la Kerobike ni le-au trimis. Am aici o listă cu ele notate în ordinea în care o să vi le prezint, deoarece nu au o denumire de model anume, ci mai degrabă un cod. Și spre exemplu, aceasta pe care o țin în mână se numește BF0348. Are un preț de 130 de lei, capabil de 400 de lumeni. Mai multe moduri. Tocmai l-am orbit pe cameraman și nici măcar nu este noapte. Acumulatorul de 2600 de mAh și 3-4 ore de utilizare. Încă o dată. Nu că nu mă mai aprind, stai liniștit. Cam așa arată, aici în spate se încarcă prin USB. Trecem mai departe. O nouă lampă. Aceasta rotundă. Vine cu o montură specială care se prinde de ghidon. Acoperă-ți ochii, că o să o aprind. Foarte puternică și aceasta. 1000 de lumeni, practic e în vârful lanțului trofic, aproape. Și un preț super rezonabil, zic eu, de 165 de lei. Încărcarea, bineînțeles, se face tot pe la USB, prin partea din spate. Mai departe. Avem una cu fază lungă. Pentru asta chiar trebuie să-ți pregătești ochii. Sau nu știu, poate că te uiți în altă parte. Nici nu îndrăznesc să mă uit în ea. Are și un mod de clipire, de avarie. Stai puțin, mai închid ochii puțin. Păi nu vreau să nu mai văd o săptămână. Asta e modul maxim, nu știu, uitați. Simt căldura de aici. Deci chiar de aici simt căldura pe fața mea. Aceasta costă doar 145 de lei, iarăși prețurile astea mi se par rezonabile. Nu comparăm cu China și alte AliExpress-uri, deoarece pe asta aveți și o garanție și așa mai departe. Este livrabilă imediat, o cumpărați direct din stoc. În fine, aceasta se numește BF0346. Whatever, o să le mai prezint încă o dată pe site, aveți acolo ordinea acestora. Are 400 de lumeni. Deși mi s-a părut mult mai puternică de atât. Și acumulatorul de 1200 de mAh. Mai departe. Taram. Tot de la Bikeforce. Fii atent. Oh. Deci acumulator de 4000 de mAh. 4-in-1 rechargeable bicycle lamp, da? Are și o comandă care se montează pe ghidon și de aici se pare că poți să pornești lumina. Fii atent. Acolo. Nu, o pornești pe aia, frate. Bă, dar asta nu cred că e încărcată. Ia, apasă acolo. Am apăsat. Ai un buton deasupra, întoarce-o. Ei, pe ăla am apăsat. Nu, întoarce-o de tot. Asta nu e buton. Nu? E de la prindere sau ceva. A, okay. În fine, aceasta nu este încărcată și nu pornește. Da, și mai am una, și mai și. Iată, ce frumos este ambalată. Fii atent. Deci modelul ăla se numea 0354 și este 0353. Asta pornește. Fază lungă, fază scurtă. Mă rog, sunt două LED-uri, exagerez eu cu chestia asta. Claxonul care este capabil de 130 de decibele, asta înseamnă că e mai puternic ca un aspirator vechi și zgomotos. Bine. Ce mai avem pe aici? O lampă de spate, un stop. Se pornește foarte fain de aici, are un buton central și este rotund. Dar nici acesta nu este încărcat. God damn it. De ce? Asta nu se livrează încărcate, de fapt? Să nu uiți telefonul încărcat. Și băi, fii atent, ăsta seamănă cu spate de mașină americană sau ceva, nu? Mm-hmm. Un Dodge Charger sau ceva mai de. Poliția, frate. Poliția a venit. Wow! Mam! Băi, asta e lampă de spate, mă, dar e stop, e tot stop. Dar fii atent, dacă îl folosești ca stop, dacă vrei să-l orbești pe unul din spate, îi dai chestia asta și dai distanță. E fază lungă de camion aici. Mamă, și cu asta cred că poți să bagi lumea în paranoie pe stradă, să creadă că ești cu poliția sau ceva.
Ok, ne-am lămurit. Bun, astea sunt modelele, să nu mai lungim prea mult. O să vedeți pe site toate aceste modele prezentate separat și cu fotografii, în cazul în care n-ați înțeles prea multe din ce am arătat aici. Am vrut să fac acest demo ca să le vedeți și în real life, așa, cam cum arată. Și nu uitați că o să avem și partea de seară, dar mă rog, care va fi de fapt inclus în acest film, deci nu are rost să o anunț. Bine, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip, sper să vă placă și nu uitați să intrați pe freerider.ro sau pe linkul din descrierea acestui film pentru a vedea fotografii și detalii cu toate aceste produse de la Bikeforce. Pe curând, ciao!